Joi, 18 aprilie, Cercul Militar din Roman a găzduit un nou eveniment clepsidric, în cadrul căruia a avut loc lansarea cărții Mărturisirea, scrisă de profesorul Ioan Dobreanu. Bine ați venit la un eveniment deosebit, acesta fiind o reeditare, o nouă lansare de carte. Îmi amintesc că de puțină vreme eram în această sală a Cercului Militar Roman și lansam cartea domnului general Mircea Chelaru, România Moluscă, care era un fel de mărturisire a unei personalități de marcă a armatei române și, spunem, și a culturii române și a prezentului intelectual românesc. Astăzi lansăm o nouă carte care se cheamă chiar Mărturisirea și poate nu întâmplător această carte se lansează în timpul postului mare, când fiecare creștin este invitat să se mărturisească, să se spovedească, să devină mai curat și mai pur înaintea oamenilor și a lui Dumnezeu. E bine, romanul acesta, Mărturisirea, scris de domnul profesor Ioan Dobreanu, este o reușită. Este o mare pentru mine că am între dumneavoastră, pentru că aici este un public cultor de literatură, de artă, publicul cultivat, avizat și astfel de activități sunt un indiciu al calității vieții din municipiul nostru. În acest peisaj spiritual intră cartea domnului profesor Dobreanu, Mărturisirea, o carte voluminoasă, roda lui muncii asiduie și a unei documentări riguroase. Contextul în care intră și care sunt și ei buni să urmărească fenomenul literar, spun în legătură cu romanul românesc de astăzi că acesta trece prin, întâi au zis criză, acum zic eclipsă, printr-o eclipsă datorită imaginarului sărac și a lipsei unei de analiză profundă și inspirată a psihologiei personale. Alții spun că scriitorul este de fapt un observator care numai relatează faptele, scriitorul de azi în general, și deci este un observator și nu un creator de lumi, de universuri, de scene memorabile. Ei, multe pot fi spuse, este foarte greu să faci un roman. Foarte greu. Puțin critici sunt aceia care au avut și romani, unul dintre ei, într-adevăr, romani remarcabili. Colegul și prietenul meu, Ioan Dobreanu, se află la a treia carte. Și aș fi spus scriitorul Ioan Dobreanu că, începând cu a treia carte, cam ți se spune așa deja, puteam să-l numim așa, și pentru că îl cunosc foarte bine, îl consider un om al faptei, un om al implicării, iubește mai mult făptuirea decât nefăptuirea și dovadă că la vârsta pe care o are, are îndrăzneli tinerești pentru care îl apreciez. Eu îl fericit și invidiez. Dar știu să fac așa cum fac toți criticii cu flori de șarte care roade n-au adus, eu sunt unul dintre ei, să spun totuși câteva cuvinte, având în vedere că am avut privilegiu să fiu unul dintre primii cititori ai cărții, în virtutea unei vechi amiciții, domnul Dobreanu, îndrăznind să-și arate sufletul mai cu mai mult curaj în fața mea decât în fața altora. De aceea am cunoscut cartea din faze incipiente. Romanul Mărturisirea este a doua carte a domnului profesor Ioan Dobreanu ce vede lumina tiparului după scrierea autobiografică Pur și simplu memorii din 2011.